Bună tuturor! Astăzi revin cu un proiect nou de început de an, o nouă provocare, să zic așa. Mai întâi am să vă urez la mulți ani tuturor urmăritorilor de pe toate rețelele. Vă doresc un an cu sănătate și cu multe realizări. Și haideți să vă spun ce fac eu la momentul acesta aici. Provocarea este să creez o floare mai mare din material care spune răbdarea la încercare, dar și talentul, din organza, da? De ce să nu recunosc că am mai lucrat pe tiul un model de floare, dar pe organza nu am lucrat. Și pentru a realiza această floare, mai întâi mi-am creat tipar pentru două mărimi de petale, una mai mică și una mai mare, după care am decupat, da? Și am obținut petalele mici și petalele mari. Sistemul de prindere este acesta, cu acul. Este un material care fuge de sub mâna ta și atunci trebuie să îl stăpânești pentru că alunecă și nu poți să decupezi toate petalele la o dimensiune reală, așa cum ți-ai propus-o, dacă nu folosești elemente ajutătoare de prindere ca să te ajuți. Iar după ce le-am decupat, am ajuns și la operațiunea cea mai migăloasă, după ce mi-am tăiat sârmulițe dintr-o sârmă de modelat, o sârmă care nu va rugini sau să nu va căni niciodată și nu va crea probleme pe material. După ce le-am tăiat, urmează să le lipesc. Și asta este cea mai mare provocare, ca să zic așa, pentru că nu orice lipici merge pe acest material organza. Spre exemplu, am luat special un lipici. Am crezut că este eficient, dar nu, și atunci încerc tot cu acest silicon transparent, da, fierbinte, pentru că îmi dă rezultatul cel mai bun, ca să zic așa. Iar eu pe petală va trebui să lipesc 3 astfel de sârmulițe, una pe mijloc și 2 pe lateral, tocmai pentru a putea să modelez această petală așa cum îmi doresc eu să-i dau forma. Și partea migăloasă acum începe, pentru că trebuie să am mare grijă la cum aplic acest super glue sau silicon, ca să-i zicem așa. Dacă vă puneți întrebări legate de faptul că s-ar putea topi acest material din cauza faptului că folosim siliconul fierbinte, nu se întâmplă lucrul ăsta. La început și eu mi-am pus întrebarea asta, nu se arde sub nicio formă. Trebuie numai să acordăm atenție la cantitatea pe care o aplicăm. Cantitatea de silicon, da? Și să o distribuim cât mai uniform. Pentru că apoi, dacă încercăm să curățăm sau să dezlipim și să refacem, nu se mai poate. Aici, în partea de sus, o să lăsăm o distanță, da? Cam de 2 degete și jos codița
de la sârmă trebuie să fie cu un lat de palmă mai mare de la baza florii. Deci, ca să putem să unim toate sârmulițele de la frunze, de la petale. Acum, același lucru o să fac și aici. Da. Între timp am mai făcut câteva petale. Pe canalul meu de YouTube am foarte multe tutoriale în care de-a lungul anilor am lucrat flori din diverse materiale. Din ziar reutilizat am făcut tubulețe din hârtie și am creat petale și am făcut o floare imensă. Din frunze de porumb, din hârtie, din croșetată, din lână împâslită, din tul, care este destul de pretențios și el de lucrat, dar din organza nu am făcut. Deci, iată, anul ăsta încep cu o nouă provocare. Așa arată. Și acum îl fac și pe celălalt. Rezultatul final este minunat. Chiar dacă nu voi face filmare totală, am să vă arăt rezultatul final. Da? După ce s-a răcit siliconul, încerc să desfac petala cu grijă, pentru că materialul este foarte fin și sensibil. Apoi se trage țesătura și nu mai poți să o repari. Da. Cam așa arată. Și acum putem modela oricum vrem noi petal. Oricum ne dorim. Ia uitați. Este foarte frumoasă.